seara și bine v-am găsit! Veste bună pentru toți fanii lui Pavel Stratan. După o pauză de 7 ani, interpretul revine cu un nou album. Promite până în toamnă lansarea, iar până atunci ne bucură cu premiere muzicale despre planurile artistului, dar și cele ale copiilor săi, Cleopatra și Cezar. Aflăm mai multe în continuare. Vreau cu cap să-mi cheltui banii, dar pățesc de atâția ani. Când am banii, nu am minte. Când am minte, nu am bani. Pavel Stratan își va bucura curând fanii cu noutăți muzicale. Proiecte noi, cel vechi îl înnoim, lucrăm și la proiecte noi, de grabă scot ceva. Deci de grabă vii cu o piesă nouă? Da, nu piesă nouă, chiar un album. Un album? Da, un album, concerte și... De când nu ai mai scos un album? De vreo 7 ani. Acum am ce scoate. Cred că cel târziu în toamnă. Cel târziu în toamnă. Bun, piese noi până atunci? Da, da. Piese noi și multe strătănele. Multe strătănele. Da. Asta le scrii tu. Da. Astea aproape în fiecare săptămână lansez câte una. În mediul online. Ce fac copiii? Ce face Cleopatra? Copiii bine. Cezar termina anul ăsta clasa noua. Merge la o școală de muzică. Cleopatra totu-i bine. Cu 2 zile în urmă a fost și a filmat un clip în Chișinău și totul se... A filmat cu cineva din Moldova. Are un featuring cu cineva din Moldova, cu un băiet, Cristi. Are un duet? A, da, un duet are. Vine cât de des acasă? O dată în lună. Așa, și tu cât de des pleci la ei? Tot cam așa. Interpretul spune că are o relație apropiată cu ginerele său, Eduard Sanda. Acum a scos piesă nouă, care are succes. Lucrează. O dată în săptămână lansează câte ceva ei. Da. Cum e relația ta cu el? Foarte bun. Ca întotdeauna. A făcut alegerea bună, fata. Da. Cezar Stratan este băiat mare, iar în acest an urmează examenele de absolvire a gimnaziului. Cezar învață bine. Examen și anul ăsta... Cred că merge la o școală de muzică, merge la liceu. Da. Aici în Chișinău rămâne. Da. Așa. Și prea-n Porumbescu, bănuiesc. Nu. Iar despre soția sa, interpretul spune că este femeia perfectă. Femeia perfectă este aceea care îți place de ea. Adică eu, ca bărbat, mie îmi place soția mea, că e perfectă. Nu știu cum trebuie să fie o femeie perfectă, dar soția mea e perfectă. Ceaiul-i bun, cafeaua-i bună, chiar și sucul-i foarte bun. Totuși când îi dorm o sută, parcă-i altfel, nu știu cum. Suntem ceea ce mâncăm sau jucăm fotbal precum mâncăm? Cred că așa ar spune următorul meu invitat. Despre nutriție și sport discutăm în continuare cu Maxim Potârniche. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că ești alături de mine aici. Pentru cei de acasă o să deschid așa, o să dau un pic din casă. Pe Maxim îl cunosc de ceva vreme pentru că este un bun prieten al soțului meu, care este tot fotbalist. Și de ce zic asta? Pentru că probabil atunci când am făcut noi cunoștință câțiva ani în urmă, dacă ți-aduci tu aminte, am fusesem noi la o plimbare la grădină zoologică cu fetița voastră și mi-aduc aminte, discuția noastră atunci tu povesteai despre faptul că încerci să faci niște schimbări în alimentația ta pentru că nu te simți ok. De-aia am și făcut această introducere și vreau să te întreb în ce moment ți-ai dat seama că ceva nu funcționează și te-ai apucat de capul mâncării. Schimbărilor. Da, toată viața mea a fost într-o continuă testare, schimbare, experimentare. Pentru că la o vârstă fragedă și până în 30 de ani, cred că nu găsisem acea formulă perfectă care să mă avantajeze pe mine și să-mi dea acea porție de energie care să-mi faciliteze jocul în teren, ca să fiu constant pe perioada 90 de minute, 100 de minute. Și mereu am fost în această căutare.
Și atunci când ne-am văzut și la grădina zoologică, încă eram în căutare. Da, da, mi-aduc aminte. Încercai un regim vegan, mai aveai zile în care trișai, dar oricum încercai să te ții. Aveai și un regim tare, tare bine pus la punct. Până la urmă, au trecut ceva de atunci. Ce s-a schimbat în acești ani și cum ai ajuns la ceea ce este ok pentru tine? Am experimentat, după cum am spus și mai sus. Am testat mai multe metode, am trecut și prin regimuri sau diete vegane, vegetariene, pescatariene, gluten-free, dar nimic n-a fost pentru mine, pentru că până la urmă mi-am dat seama că o dietă trebuie să fie echilibrată cu de toate câte puțin, dar nu prin restricționări. Și prin asta, extreme, probabil. Da, da, exact. Am găsit această balanță și acum folosesc macronutrienții în doze proporționale. De ceva vreme, de vreo câteva săptămâni, te-ai apucat să dai și sfaturi, așa să le zic, un pic mai certificate celor din breasla ta, fotbaliștilor, mai bine zis. Vreau să te întreb pentru început dacă este special pentru fotbaliști sau e pentru orice fel de sport sau e pentru orice fel de om, orice meserie ar avea? Eu mi-am ales să vorbesc doar pentru fotbaliști, pentru că asta este micronișa mea, asta este nișa în care eu mă simt confortabil, pentru că vin din acest sport și nu vreau să apuc mai multă lume sau mai multe sporturi, pentru că nu aș fi credibil. Uh-huh. În fotbal, eu sunt de aici, în interior, am trecut totul prin mine, este totul prin experiența proprie și prin propriul exemplu mă străduiesc să dau cât mai multe informații valoroase. E doar propriul exemplu sau ai făcut și studii? Nu, evident, am venit și cu studii. Deci ultimii 2 ani sunt despre studii pentru mine. Sper că am finalizat aceste studii. De fapt, le-am finalizat. Uh-huh. Dar ce ai făcut? Dar sunt în continuare. Am făcut Universitatea de Barcelona, din Barcelona, despre nutriție în fotbal, de pe lângă clubul FC Barcelona. Și am finalizat aceste studii, dar din câte am înțeles eu, studiile nu se termină așa brusc, dar înveți toată viața ta cât trăiești, pentru că informația este multă și ea se actualizează mereu și mereu trebuie să fii în trend, trebuie să fii cu urechile ascuțite și cu mâna pe puls. Acum este foarte multă informație despre nutriție. Practic oricine este nutriționist, este și un trend, toată lumea obține tot felul de certificări. S-ar putea să ne pierdem în marea asta de specialiști, să zic eu, și de sfaturi. De când te-ai apucat tu să faci lucrul ăsta, cum simți? S-au adresat colegii tăi? Sunt interesați? Vezi, nu știu, feedback de la ei? Da, mai ales observ din partea celor tineri, deci adolescenților, da, am simțit așa o tendință că oamenii sub 20 de ani sunt sau este avatarul meu sau micronișa mea, este predominată de această vârstă, pentru că ei sunt la început de cale și nu prea cunosc cum să se alimenteze. Oamenii după această vârstă, 20, 25, 30, deja au trecut prin aceste experiențe și au învățat cumva să se raporteze la alimentație. Dar, în continuare, foarte mulți fac greșeli. Pentru că în alimentație, specific fotbalul, este foarte importantă periodizarea. Ce mănânci, când mănânci, pentru ce mănânci și cât de calitativ mănânci. Și porțiile, dozele, deci sunt foarte importante. Da, eu cred că mai este și o chestie de orgol. Acum nu știu dacă am sau nu dreptate. Știi, cei de la început de cale probabil te privesc, uite, un fotbalist deja cu experiență, trecut de 30, cei care sunt mai de vârsta ta, mai cu ceva ani în spate, zic, dar și mie este așa ăsta și să mă înveți pe mine cum să mănânc și cum să fac. Eu cred că este doza asta, deși tu nu o să recunoști. Poate fi, nu? Este doza asta. Eu nu simt o avalanșă de mesaje de la acești fotbaliști. În schimb, am câteva exemple de oameni consacrați deja în fotbal care mi-au scris. Și un exemplu ar fi Artur Ioniță. Pentru mine personal este un câștig și vreau să menționez acest fapt aici în studio, pentru că așa gen de jucători vor progresa mereu. Nu contează la ce vârstă, pentru că ei sunt dornici de informație și sunt curioși.
până la urmă, toată viața noastră evoluăm, sau ar trebui cel puțin să evoluăm și să învățăm. Artur Ioniță și încă cine? Mai sunt din ăștia foarte Mai este cunoscut? Vitalie Dămășcan, mai este Vlad Blănuță, care tot au ajuns la un nivel și își doresc mai multe prin alimentație. Cu toate că iau nutriționiști buni și în Italia, și în România, și pe la cluburile care au fost, și în Elveția, au nutriționiști la club. Dar își doresc mai multe, să audă mai multe puncte de vedere și să asimileze această informație. Bun. Cât de greșit mănâncă fotbaliștii noștri? Sau care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac? Știi cum e? Bucătăria noastră moldovenească, în general, mi se pare una tare nepotrivită pentru un sportiv, nu? Adică nu poți să mănânci pârjoale din alea cu usturoi, ceapă și grăsime de porc și după aia să alergi la meci. Nu, de fapt poți. De fapt poți. Da, doar da. Că iarăși contează când asta o faci. Dacă o faci după meci, nu instant după meci, dar a doua zi după meci îți poți permite niște așa, devieri. Greșelile cele mai principale pe care le fac fotbaliștii sunt periodizarea. Nu țin cont de periodizare. Când se poate, cât se poate și cum se poate. O altă eroare este faptul că nu calculăm niciodată cantitatea de nutrienți care o consumăm. Nu calculăm caloriile. Și din această cauză, în acest considerent, noi ne subnutrim. Deci, de exemplu, dacă am avea nevoie de un consum caloric zilnic ca fotbalist profesionist, de vreo 3000 de calorii zilnic, atunci, făcând un calcul și punând pe foaie, tu vei vedea că mănânci în jur de 2000-2200. Deci tu te subnutrești cu o treime. Asta acum ai încărcat telefonul la 70% și ai zice că, păi, dar de ce telefonul ăsta nu ține două zile? E cam aceeași istorie. Uite cum ai zis acum regia. Păi, mănânci o ciocolată și ai 3000 de calorii. Da, dar super, ciocolată, dar ea nu durează. Deci, această energie nu este sustenabilă. Ea este o energie rapidă, goală, și caloriile sunt, deci aceste calorii îți dau energie zero. Ele și fluctuează, deci te duci într-un vârf, după care zbori foarte abrupt în jos și revine pofta de iar ceva dulce, pentru că eu vreau iarăși să mă simt acolo în vârf. Ce n-au voie fotbaliștii categoric să mănânce? Există așa ceva? Nu există așa ceva. Din punctul meu de vedere, nu există așa ceva, pentru că organismul nostru cere de toate. Este loc și de fast food, calitativ fast food, nu ăsta care se gătește în 2-3 minute. Este loc și de dulce, este loc și de pâine, și de pizza, și de, pentru că toate sunt generatoare de macronutrienți. Doar că trebuie să avem dozele. Ție cine îți gătește? Soția, evident. Mă mai apuc și eu de tigăi, mai sparg și eu pe acolo câteva ouă prin bucătărie. Mai faci niște jonglerii pe acolo prin bucătărie. Dar predominant, da, soție gătește. Dar piața, cine o face? Eu prefer să merg la piață, soția merge la magazin, la market. Eu sunt cu fructele, legumele. Așa. Și carnea ar putea fi. Pentru că soția este cea care îți gătește, a trebuit să explici. Sau ați îmbrățișat ambii acest stil de viață? Nu, n-am trebuit să explic nimic. I-am spus că, uite, înainte de meci am nevoie de foarte multă energie, îmi acumulez energie sau umplu rezervoarele mele și din acest considerent am nevoie de carbohidrați. Hai astăzi să mâncăm carbohidrați cu un pic de proteine, ceva carne. După meci, din contra, am nevoie de o jumătate, dacă să vorbim despre plating, am nevoie de o jumătate de farfurii din proteine, o treime de carbohidrați și o treime de verdeață. Da? Și noi ne sfătuim. Când vine vorba de mâncare, mereu suntem la telefon și vorbim. Deci, ce mâncăm astăzi? Asta este, cred că, o problemă. Sau, mă rog, niște întrebări, întrebări comune în familie. Da, e mare problemă. Bun. Tu vii din echipa Petrocub Hâncești și vreau să te întreb cât de implicați sunt cei care ar trebui să stea la straja nu doar antrenamentelor voastre fizice, dar și psihice și inclusiv alimentare, pentru că este și ăsta un antrenament. Cât de mare este implicarea antrenorilor, celor experți în pregătirea fizică, în ceea ce mâncați voi? Să vi se spună, uite, nu mănânci plăcinte pe drum spre meci sau... De această întrebare se ocupă doctorul echipei. El este responsabil de alimentația noastră imediat după antrenament sau după meci.
Din acest motiv, el nu poate controla foarte mult. El poate controla ceea ce mâncăm noi imediat după antrenament, sub vizorul lui. Așa. Ulterior, nu are aceste pârghii. N-am auzit să vină cu super recomandări sau să taie în lung și în lat din dieta fotbaliștilor, dar atenționează. Băi, mai puțin porc sau carne grasă, dulciurile, ai grijă ce mănânci, dacă am fi în cantonamentul din Turcia, de exemplu, ai grijă la masă, acolo sunt de toate, ochii vor, ochii mănâncă, cere, da. Da, dar voi aveți grijă, nu uitați unde ați venit și pentru ce ați venit. Respectă colegii tăi? În mare parte se străduiesc, da, mult. Sunt băieți care, în general, au îmbrățișat acest element din sport profesionist ca alimentație specifică și urmăresc și sfaturile mele. Ce ai vrea să obții cu aceste sfaturi, nu știu cum să zic, cursuri? Cum le numești tu, de fapt? Ce faci tu acum? Deocamdată este un mini-curs gratuit, sunt niște sfaturi. Nu pot să le spun generale, sunt destul de specifice, sunt niște probleme, niște dureri ale fotbaliștilor care au fost consultate inițial cu fotbaliștii și le-am dat soluții. Ulterior, asta ar trebui să devină și un curs pe larg, unde se explică și cantitățile și dozele și multe, multe, multe alte capitole ce țin de alimentație specifică, echilibrată pentru fotbal. Lucrezi la asta acum? Da, da, evident. Când o să fie gata? Sper în 2-3 luni să fie gata, să fie împachetat un produs care ar putea fi vandabil. Așa, bun. Ca să încheie asta cu nutriția, îți pun și ție această întrebare. Acum câteva zile juca Naționala de tinereta noastră cu cea Olandie, dacă nu mă înșel, că acum vrei, nu trebuie să mă uit și eu, știi? Și îl întrebam pe soțul meu și vreau să te întreb și pe tine. De ce ai noștri, fiind de aceeași vârstă cu olandezii, sunt atât de mărunței, de, nu vreau să supăr pe nimeni, de subțirie, de, știi, este o vorbă în popor, parcă îi bate vântul. Olandezii, fiind de aceeași vârstă, sărmani, parcă sturnați. Da, ei au o selecție, sunt o națiune fotbalistică. Din câte cunosc eu, Naționala Olandei merge simultan cu câteva grupuri. Mai mici, talentați, mai mari, talentați și la un moment oarecare ei se încrucișează. Noi nu suntem o națiune fotbalistică și nu avem foarte mult de unde alege. Dar mai este exact ceva, același răspuns. Dar mai este și altceva la mijloc. Este și alimentație, este și sala de forță, este pregătirea și psihologică inclusiv, și pregătirea tehnico-tactică și fizică. Mulți antrenori, mulți specialiști gătesc acest grup. Și da, astea sunt rezultatele. Ei joacă pe stadioane, pe terenuri sau se antrenează în aceste condiții cu acești specialiști care îi ghidează de la vârste foarte fragile, de 5, 6, 7 ani. Și ei îi pregătesc un produs care se vinde pe milioane. Noi încă nu ne putem bucura cu asta. Așa e, da. Ca să încheiem asta cu nutriția și să trecem câteva minute mai avem din acest interviu și vreau repejor să, dacă tot ești prima dată la noi, să aflăm câteva lucruri interesante despre tine. Maxim este absolvent al facultății de jurnalism. Cum se pupă jurnalismul cu fotbalul? Se pupă. Asta mi-am dorit să fac la o anumită perioadă de timp, la o anumită vârstă. Cred că facultatea de jurnalism mă ajută acum foarte mult pentru că scriu foarte multe texte, inclusiv pentru ulterioarele mele videouri și m-am învățat acolo să structurez informația, să scriu corect, să scriu fără greșeli, să mă expun în public, să mă filmez, să nu am tremurici, tracul ăsta de a vorbi la cam. Dar ți-ar plăcea să faci jurnalism ca meserie? Nu cred. Mă pasionează mult jurnalismul de investigație, dar nu știu cât de mult aș rezista acolo, pentru că știu că este o muncă enormă. Trezește dimineața la 5-6, mergi la filmări, vin o seară, deci practic nu ți aparține. Nu știu dacă asta mă... Dar în redacție îmi place. Da, știu că e o întrebare așa mai, dar ai și tu deja, ești peste 30, ce înseamnă că te mai țin câțiva anișori la fotbal, dar după aia știi cum e, trebuie să zici la revedere când ai încotro. Te-ai gândit ce ai vrea să faci? Tocmai de asta am lansat acest minicurs și merg treptat către un curs amplu.
pentru a-mi transforma hobby-ul meu, ceea ce mă pasionează, despre ce pot vorbi în continuu, să-l transform într-o meserie. Da. Cu cine ții la euro? Franța. Franța a fost favorita mea din toate timpurile. Da, cred că ar fi ea. Dacă ai noștri? Cu ai noștri, din păcate. Ai noștri o să ținem mai târziu. Ținem zi de zi cu ai noștri. Din păcate, nu i-am văzut calificația acolo, dar am fost foarte aproape. Nu, sper, eu gândeam. Adică... Da, evident. Messi sau Ronaldo? Ronaldo. De ce? Pentru că este un produs construit 100% de egoul propriu, nu știu. Consider că Messi este un fotbalist fenomenal, extraordinar, galactic, dacă pot să-i spun așa. Dar e talent. Dar e talent, da, dar ăsta este muncit, ceea ce este un pic mai complicat. Da. Și o ultimă întrebare. Cum crezi? Ce ne lipsește nouă? Din trei lucruri. Ce ne lipsește nouă în fotbal? De ce nu putem să, nu știu, ne mișcăm? Multă dăruire de sine ne lipsește. Lenea este un impediment. Și e gol personal. Noi nu vrem să creștem. Nu vrem să ne dezvoltăm. Mereu credem că ceea ce facem astăzi este suficient. Și atunci când cineva stă pe umăr și zice nu alerga astăzi, că mă simt așa, mai rău. Noi nu intervenim. Noi ne calmăm. Da. Nu ne tragem de noi. Ne complacem în această stare. Da. Un răspuns dureros. Dar asta e. Da, e punctul tău de vedere și e bine de știut. Mulțumesc tare mult pentru această discuție și sper că am fost interesant și util celor de acasă. Multă baftă îți doresc noul sezon fotbalistic și multe victorii, doar în una din partide puteți să pierdeți. Știi tu în care? De fapt, vor fi două. Întors și retur. Știu în care îți dorești, dar vom vedea. Vom vedea. Ai și un mic cadou de la partenerii noștri. Da. Multă baftă, Maxim. Mersi. Mulțumesc. Iar noi continuăm. Apariția lui pe scenă creează bună dispoziție tuturor. Pavel Bartoș este unul dintre cei mai apreciați actori și prezentatori TV din România. Cum i-a apărut dorința de a deveni actor, dar și cine l-a încurajat cel mai mult? Aflăm imediat. De-a lungul anilor, Pavel Bartoș a jucat în numeroase filme, seriale și spectacole. Este prezentator la Vocea României și România au Talent, protagonistul, dar și producătorul filmului Ramon. Actorul ne-a povestit de unde a pornit pasiunea lui pentru acest domeniu. Aș minți să zic că de mic copil, nu, habar n-am, undeva, adică pe la 15-16 ani, am început să-mi pun și eu problema, ce mă voi face și eu când o să cresc mai mare. Și am zis, păi... Se pare că, cum să zic eu, se pare că aș da la teatru, așa m-am gândit. Pentru că îmi plăcea foarte mult în liceu să fac brigăze artistice. Scriam pentru ele, le și regizam, le și jucam și am zis, uite, cred că mi s-ar potrivi. Dar habar n-aveam cu ce se mănâncă meseria asta. Că probabil că dacă știam că e atât de mult de muncă, sigur m-aș fi apucat. Vorba aia, nu m-am născut actor, dar de murit voi muri actor. Adică meseria mea de bază este actoria. Datorită actoriei, eu am făcut, fac televiziune, eu fac în primul rând teatru, pe care îl iubesc, este marea mea pasiune. Mă bucur că fac și televiziune și fac televiziune la un nivel mare, am parte de show-urile pe care le am, se pare cele mai iubite. Am parte acum și de film, pentru că m-am făcut și producător, dar înainte de toate, eu sunt actor. Și așa se pare că mă voi duce... când mă voi duce. De asemenea, Pavel Bartoș ne-a recunoscut cine l-a încurajat cel mai mult în drumul lui spre succes. În primul rând, cred că trebuie să te susții tu pe tine. Tu trebuie să știi dacă îți place ceea ce faci. Și eu pot să zic că sunt un norocos. Da, îmi place ceea ce fac și fac ceea ce îmi place. Este senzațional. Normal că ai nevoie și de susținerea celor dragi ție, familia ta. Pentru că acolo te încarci de energie și de toate celelalte. După aia, normal că ai nevoie de susținerea colegilor tăi. Pentru că fără colegi ești cam, adică, ești cam al nimănui. Și e foarte important ca toate aceste lucruri să se întâmple și să ai parte de susținerea tuturor. Dincolo de lumina reflectoarelor, actorul se mândrește cu o familie frumoasă
casă și are 3 fete. Întrebat dacă ele i-au moștenit talentul, actorul ne-a răspuns: aia mare se pare că nu, Eva e la drept, Rita nu cred că cochetează cu arhitectura, se pare că la aia mică, nu știu, la Sofia, cred că s-ar putea la aia să nu scapă. Da. Dacă va fi să fie, să fie. Vorba aia, o să mă rog doar să fie talentate. Voi doar mă băteați, mă, cum mă băteați, Doamne, cu... și dintre toți, cine mă altoia cel mai tare, mă, cine? Tu, mă, tu. Vreau să te ajut. Nu, că m-ai ajutat, m-ai ajutat să știi, uite, mi-ai deschis ochii, m-am oțelit mai tare, uite, pentru asta ți-mi recunoscător, nu mă. Au plantat rădăcini pentru generațiile următoare. Este vorba despre 10 de familii care au participat weekendul trecut la o frumoasă acțiune de înverzire, despre care discutăm în continuare cu Angela Vulpe. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! De fapt, vă salut din partea la toată echipa. Așa? Că ziceam redacției, se poate să vin cu toată gașca și mă întreabă cât sunteți. Ar fi fost cam o, nu? Da, mă întreabă cât sunteți, 30-32. Nu! Atâția ați fost și la... Nu, la plantat am fost mai mulți, pentru că noi suntem vreo 7 familii care ne ținem foarte strâns legate, uh-huh, și facem activități, uh-huh, împreună, dar aceste 7 familii au mai invitat în câte 7 și am fost 100 în total, deci am fost 25 de familii. Deci în câte 7 și ceilalți zic câte 7. Ca un arbore. Foarte bine, foarte bine că atunci când se fac fapte frumoase se duce lanțul ăsta mai departe și se creează pânza asta de păianjen. Hai să povestim un pic ce s-a întâmplat weekendul ăsta la Grădina Botanică, dacă nu greșesc. Da, la Grădina Botanică, domnul director a fost foarte deschis ca să ne ofere și un spațiu. Ne-a recomandat că să avem niște stejari speciali, pentru că grădina nu este un spațiu unde poți planta orice copac, uh-huh, îți dorești, dar trebuie să fie o grădină cu specii anumite, da, cu o selecție de specii. Și atunci el ne-a recomandat, a fost domnul director acolo cu noi, ne-a ghidat, ne-a adus apă, pământ. V-a ales, ales zona de pământ unde, da, mai ales pentru că el nu poate fi plantat cu orice copac alături, uh-huh, deci trebuia, uh-huh, să fie o zonă în care stejarul să nu aibă umbră din stânga, din dreapta. Plus la aceasta a fost și un arhitect acolo, da, care să ne aranjeze arbori între ei, pentru că poți să-i plantezi în familie, 2-3, iar alături trebuie să fie un arbore care să nu umbească pe ăsta. Deci și aceste jar trebuia cumva o adevărată... Să știi că și eu aflu acum chestii noi despre plantat. Și ți s-ar părea ce e aia să plantezi, da, câțiva copaci, nu? Dar există și acolo niște... Bun. Stejari pentru că așa a decis domn director. Nu, stejari pentru că așa am decis noi. De fapt, noi ca și comunitate avem multe obiceiuri comune. Și băieții noștri merg cu bicicletele în păduri, uh-huh, duminica dimineața. Noi, fetele, alergăm în parc cu cânișorii, uh-huh, și cu copiii. Avem multe activități. Și într-o zi de duminică, băieții, mergând la stejarul Ștefan, au văzut că el s-a uscat. Așa. Și a zis că, uite, de fapt, stejarii sunt ca familie. Când te usuci și ghinzile nu mai fac alte familii pentru că e uscat. Ce frumos ar fi ca noi, ca familii, să sădim alte familii. Deci, de fapt, noi am sădit prin copiii noștri. Dar noi să fim ca niște stejari care sădim alți stejari. Și a zis că hai să luăm o ghindă, să o punem în pământ și acolo ea să încolțească. Dura foarte mult, dar asta era ideea, de fapt, arăta copiilor noștri că procesul de creștere în carieră, în familie, în genere, el nu-i așa, dar el durează în timp și tu trebuie să acorzi foarte multă grijă și implicare. Și atunci am zis, hai să mânc o păcel ca să fie mai vizibil pentru dânșii, ca să nu fie atât de mult timp să treacă, să mânc o păcel și să-l plantăm ca ei să înțeleagă că atunci când aruncă o hârtiuță, asta trebuie să crească un copac 10 de ani. Și cel mai interesant, că după ce am plantat, a doua zi toți copiii noștri, hai la grădină să vedem cum au crescut copacii. Noi ne ducem la grădină și dai ei făcut poze, știi, copacul și ei, da, din dat. Da, înaltime. Și se uită și zice, mama, dar el nu a crescut deloc. Zice, da, el încă nu o să crească, să dureze. Deci ei cumva sunt deprinși în calculator. Să vadă. Da, știi cum sunt jocurile astea? Au pus copacelul, au crescut în 5 secunde. Da. Dar ei, ca să înțeleagă grija de natură, el trebuie să-l planteze și să vadă cât de mult se așteaptă ca el să crească și să pot folosi. De altfel, vreau să întreb, pentru că ați ales un copac care chiar are nevoie de mult timp pentru a ajunge la maturitate, să zic eu așa. În același timp, e și un copac cumva reprezentativ, exact cum zici tu, stejarul ne definește pe noi ca națiune, ca probabil. Națiune, da. Și da, va dura ceva până când copiii tăi vor vedea dar un stejar. Dar eu mă vreau la 50 de ani, peste 50 de ani. Peste, vreau, da. Așa? 80 plus. Așa? Să merg acolo și să-i văd falnici frumoși, să știu că am pus eu să-mi iau energie. Câți ani, apropo, îi trebuie unui stejar să ajungă la vârsta? Sincer, nu știu.
întrebăm... Dar sigur, câteva zeci de ani, sigur, asta e, da. Pentru că știu că e destul de greu. Greu, da, da. Și mă gândesc că am pus specii care nu neapărat sunt adaptate climii noastre. Deci s-au adus specii din alte țări. Și o să vedem și cum s-au acomodat. Pentru că e un experiment până la urmă, să vedem alți stejari din alte specii. Dar cum arată alți stejari din alte specii? O să vă invităm în Poieniță. Noi vrem să facem ziua familiei acolo, așa că a venit chiar așa cum a venit, cu măsuțe, cu ceiuți, dar da, viitoare neapărat facem ziua familiei 15 mai acolo și o să vedem primele frunze. 100 de oameni au fost la sădit și câți stejari s-au prins acolo? Am plantat 50 de stejari. 50? Da. Mai mulți nu erau. Am vrut să rămâne mai mulți, dar nu mai erau. Deci înțeleg că este o zonă destul de măricică, totuși, da. Pentru că stejarul are nevoie de... 4 metri alături. Exact, are nevoie de ceva spațiu. Cum a reacționat lumea? A fost vreme frumoasă, un weekend, probabil că erau mulți care se plimbau pe acolo. A fost soare. V-au întrebat ce faceți aici? A fost soare, nu erau mulți copii, toți alergau, maturii săpau groapa, veneau și ei și hai să săpăm și noi. Cel mai frumos era că atunci după ce l-am plantat, când mergeau undeva, se temeau să calce pe iarbă. Ziceau, atent că e firișor de iarbă, atent că e arborele meu. Deci o grijă deosebită și cum turnau iapa acolo și spuneau pentru mama, pentru tata, pentru bunica. Deci a fost chiar un ritual întreg. Iar cei care veneau mă întrebau, poate și noi, poate și noi. Și chiar cineva ne-a scris, noi vrem și noi să ne alipim, dar zic, dăm comandă de stejare, așteptăm alte specii și știu că grădina botanică este deschisă, doar că să ne racordăm și la regulile lor, ca să fie o grădină până la urmă. Da, da, așa e. Organizată, frumoasă, da, trebuie să aibă și un aspect și nouă ne place să ne plimbăm pe acolo, dar trebuie să mai avem și grijă la așa mai fost un moment fain că după ce am plantat, luni a plouat și o ploaie de asta măruntă. Ca să se așeze pământul, da. De obicei când plouă, te super, a, plouă, de luni, Doamne, dar noi toți ne-am trezit dimineața și ne scrie mesaje. Plouă, o să prindă copaci, ne simțeam, știi, ca buncii noștri, că se bucurau de ploaie. Frumos. Nici nu știu cum să te întreb, ați făcut-o pentru copiii voștri și pentru a oferi un exemplu, dar cred că nu doar, pentru că aceste imagini se duc după aia pe rețelele socializare. Uite, aici vorbim și noi despre asta. Ce mesaj vrei să le transmiți celor care se uită acum la noi și care poate nu că, sau, nici nu s-au gândit să sădească un pom, dar dimpotrivă, duc un stil de viață, acum știm cum e, tot orașul, toată țara, toată lumea, toată planeta e plină de deșeuri, e plină de... se vorbește foarte mult despre ecologie, dar în același timp nu se face mai nimic. Ce mesaj ai avea? Ceea ce vorbim și noi în familie, de fapt, este că pornești de la tine, de la exemplul tău propriu. Dacă merg cu copiii pe stradă și văd ceva aruncat jos, ridic și rog și pe ei, ridică și tu. Dacă fiecare din noi, în fiecare zi, ar face un gest de ăsta și ar ridica măcar un gunoi, da, din stradă și l-ar întâmpina, închipuți ce frumos ar fi orașul nostru în acea zi. De fapt, și în ograda noastră, la fel, nu trebuie să ne așteptăm cineva să ne facă, dar sunt niște obligații și niște sarcini cuiva. Dar atunci când ninge, noi luăm lopețele, ieșim afară și cu bucurie dăm zăpadă într-o parte. Atunci când trebuie de săpat parcela din fața casei, noi ieșim cu mare drag și punem floricele și copiii sunt foarte încântați că noi asta o facem. Deci mesajul este că să avem grijă noi de comunitatea în care ne aflăm. Când vorbesc comunitate, înseamnă cercul tău, de jurul tău. Și când tu ai grijă, duci aceasta sau dai exemplu. E molipsitor, nu? Molipsitor pentru vecini. Sincer, aveam doar o lopată când a nins și vecinii au ieșit afară, dăm și mie, te rog, lopată. Și eu să strâng zăpadă. De asta stăim. Să avem grijă de locul în care noi trăim și atunci fiecare, pas cu pas, cu pași mici, putem face lucruri mari. La anul repetați? Categoric da, ne dorim și un alt spațiu, vrem să discutăm și cu alte grădini, pentru că da, continuăm. Noi ne facem obiceiuri. Familiile sănătoase și fericite trebuie să aibă obiceiuri. Și obiceiul de a planta copaci va fi deja la noi acolo. Eu vă doresc așa să fie și să transmiteți exemplul ăsta frumos mai departe generațiilor care vin. Mulțumesc tare mult pentru discuția, e și un cadou acolo de la partenerii noștri și te mai așteptăm cu drag. Mersi! Mersi, mersi! Iar noi continuăm. O zi în armată e suficient pentru o grămadă de emoții și amintiri. De această experiență a avut parte de curând și reporterul ProTV, Iulia Pascar. Vedem și noi imaginile în cele ce urmează. E ora 6:17 și e timpul de înviorare. Toți militarii s-au adunat pe platou, unde îți vor dezmorți mușchii timp de 30 de minute pentru o zi mult mai energică. Normal, e bine. În fiecare dimineață înviorare,
Îi simțim extraordinar. După 30 de minute, militarii revin în cazarmă. Unii merg la baie pentru igiena personală, iar alții își strâng paturile care trebuie să aibă un aspect perfect. Ce nu era, nu, сильно тяжкі, і щоб вона ідеально ровна була у нас. Да, ти дор, ти патуль для кас. Так. А ще на кубі має. Ми валять, ми буде. Suntem în locul unde militarii își dau întâlnire cel puțin de 3 ori pe zi, la micul dejun, prânz, dar și cină, la cantină. Ce avem astăzi în meniu? Paste făinoasă cu carne înăbușită de porc. După ce ne așezăm la masă, aici ne mai așteaptă pâinea, cana cu ceai, dar și câte o bucățică de unt. Mâncare foarte delicioasă. Te dor de mâncarea mamei? Înlocuiește măcar un pic. Nu înlocuiește mâncarea mamei. De mâncarea de acasă, de ce ți-e dor cel mai mult? De paste creveță. Конечно, домашние, да, именно когда мама готовит, очень вкусно, но здесь тоже неплохо кормят. La cantină există o singură regulă: nu se stă mult timp și se vorbește puțin. După ce au mai prins la puteri, militarii revin pe platou și primesc sarcinile zilei. Întrebarea unor, paste floare aici e... Este o rutină zilnic care se petrece fiecare dimineață, unde la platou se adună toate subunitățile. Comandantul pune misiuni, se verifică prezența. Iată și prima misiune la care a fost martor Iulia Pascari, echiparea pentru orele practice de pe poligon. Pun casca. Asta anticlot. Câte kilograme are vesta? De la 10 până la 12 kilograme. E ușor de alergat sau nu? Militarii sunt împărțiți în 3 subunități și au sarcini diferite. Unii trebuie să ascundă mine pe un teren, totul pe o ploaie măruntă. Pe cei din subunitatea tehnică, Iulia i-a găsit lângă o mașină de înlăturat baraje. Superiorii îi explicau cum funcționează și cum trebuie de manevrat. Curioasă, reporterița nu a ratat ocazia și a intrat în mașină. Acesta este locul mecanicului care conduce această mașină de înlăturat barajele. Deși la prima vedere observăm că este puțin spațiu, cei de aici ne spun că este destul pentru a efectua toate comenzile. Palniet. Drept. Asigurăm ședință la tehnica militară. Iulia Pascari a fost și în bucătăria batalionului, unde i-a surprins pe 2 dintre camarazi, Cătălin și Alexandru, care aveau poate cea mai importantă misiune a zilei. Pregăteau prânzul. Mi-e place să gătesc și am vrut să învăț mai departe. Deci e supă cu răsolnic. Răsolnic se numește. Cu cartofi, pepeni marinați. La fel, 2 este pilaf, legume fierte, mazăre verde și rom dulce merge. Și spun cu prăjoale cu carne de vită. Astăzi, pentru ce nu pregătim ragu din varză cu cartofi, cu carne de porc înăbușită, pâine, unt, ceai și mere proaspăt. Cum ai ajuns să fii aici bucătar? M-am cerut. Eu înainte să vin la armată am lucrat tot ca bucătar și îmi place arta asta culinară. Aranjați în 2 coloane, militarii mărșăluiesc cântând spre cantină. După ce au luat prânzul, soldații revin în cazarmă și se pregătesc pentru ziua de mâine. Ne curățăm ținută, neocoasă. Și abia după asta este timpul lor liber, iar pentru 30 de minute își primesc telefoanele. Momentul mult așteptat, surprins de reporteriță. Cel mai greu a fost la început, spun ei. Dorul de casă, cred. Dorul de casă foarte tare. Chiar și erau momente leclim una alta, asta primele zile. Nu puteam să mă acomodez. Armata este un plus foarte mare, oferă. Oferă și ca un mic test pentru cei care la civil s-o coteam prieteni, ne consideram care. Aici se vede cine vine, cine te caută, cine te așteaptă și tot așa. Stăm într-un colectiv, ne povestim despre
viața la civil. Iar la ora 22... Batalion, stingere! Iulia este acum lângă mine. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Hai să ne zici așa, din prima sursă, cum a fost pentru tine experiența asta și dacă a schimbat ceva în felul în care vedeai până atunci și deja acum armata și tot ce fac soldații noștri acolo. La sigur a schimbat, pentru că au fost unele așteptări când plecam spre batalion și am venit cu altele total. Experiența, pot să spun că a fost una unică și îmi doresc tare mult să o mai repet, poate la alte subunități, așa. Pentru că noi am fost la geniști, cei care caut aceste obuze, produc aceste explozii, dar unică pentru cumva cred că o să se îndepărească în mica mea arhivă sau de reporte. Dar ce te-a impresionat cel mai mult? Ce ți s-a părut așa cel mai șocant, să-i zic? M-a impresionat faptul că soldații pot să plece acasă, au învoirile, adică dacă mă gândeam, deși totuși la ei este regim și totul se face după regim, se trezesc foarte devreme, tot, chiar dacă plouă cu găleata pe poligon, dar tot acest lucru, faptul că pot să plece, au telefoanele 30 minute, pot cumva repede să intre să vadă știrile sau să-i sune mamei, mâncarea tot mi-a lăsat o impresie tare bună, adică da, noi am mâncat cu ei și sigur, dimineața și la amiază și la cină și chiar a fost deci bătate. Te-ai duce pentru mâncare inclusiv. Da, pentru mâncare, da. Ți se pare că au viață grea acolo soldații noștri sau e ok? Pentru domeniul care, pentru că totuși este militar, eu cred că e ok să reziști 12 luni pentru cei care sunt în termen. Eu nu aș vrea să trec prin această experiență, pentru că sunt un om care iubesc să socializez. E acolo tot și un grup restrâns de persoane cu care tu trebuie să fii 12 luni. Toți și nici nu cred că au posibilitate să comunice așa foarte mult, poate așa, că n-au activitățile lor. Și Da, pentru că chiar au un grafic foarte așa bine punctat și multe și lecții teoretice și practice și da. Da, faza asta cu telefonul 30 de minute pe zi, tu ai văzut-o pe Vio acolo, da. Cum ți s-a părut? Ei abia așteaptă momentul ăsta, da, nu? Da, chiar abia așteaptă, repede sun mama, cei mai mulți am văzut. Mama? Că sunt, iubita probabil cei care o au, da, iubita, dar nu știu, orică am fost noi și n-au vrut să arete dacă sunt iubitei sau prietenilor și pe internet tot, repede au intrat, dar nu tare mult. Până la urmă, experiența asta ta a fost așa, să vezi tu cu ochii tăi cum arată viața unui soldat în subunitatea la care ai fost tu, la batalionul Geniu. Eu îți povesteam adineaur că acum câțiva ani când fusesem și eu reporter, am trecut și eu printr-o experiență, e similară, doar că puțin diferită, pentru că am și făcut toate activitățile lor și vreau să te întreb ce, dintr-o parte, ce ți s-a părut cel mai greu sau în plus poate, sau n-ar trebui să arate așa? Ochiul tău, așa. Nu știu dacă pot să spun că nu ar trebui să arate așa. Sau poate cel mai greu. Da, cel mai greu. Totuși, faptul că trebuie să îndeplinești ordinele care sunt puse, indiferent de timpul de afară. Pentru că noi am fost într-o zi când a plouat. Și a plouat fix când noi am fost la orele de la poligon. Și turna cu găleata. Adică pentru ce că, complicat să și ei fiind geniști, aveau să planteze aceste mine în pământ, pe un teren, dar erau și subunitate care căuta minele și era chiar un teren plin cu noroi, adică aveau niște papuci și chiar dacă plouă, ei chiar așa s-au exprimat, că indiferent de timpul de afară, de situație, noi trebuie să ne îndeplinim. De frig, de plouă, de bate vântul, și chiar dacă îi întrebam, vă este frig, vă este greu, nu? Da, draga mea, dar în același timp vreau să-ți spun că și viața de reporter este un pic asemănătoare. De frig, de plouă, de bate vântul, de viscol afară, reporterii de la știri sunt acolo ca să filmeze și puțin se aseamănă din punctul ăsta de vedere. Și dacă tot suntem aici, de ce ți-ai dorit tu să fii jurnalist și reporter? Ce întrebare, da. Îmi place acest domeniu. Îmi place acest domeniu pentru că poți, nu știu, să vezi diferite vieți, poate să spun așa, pentru că uneori noi chiar suntem niște personaje a unor istorioare mai mici, pentru că trebuie să aflăm istoria altor oameni.
Avem acces la mai multe evenimente și nu zic de distracții, dar chiar, deși avem și foarte multe evenimente triste pentru că sunt și accidente. Da, la știri, mare parte, din păcate, da, e mai mult. Mai ales eu, pe domeniul meu, sunt pe accidente și, și văd toate accidentele și morții, pentru că așa și ai mei deja cumva... Ești sensibilă din punctul ăsta de vedere sau capeți imunitate? Deja am început a căpăta imunitatea și am observat pentru că anume, poate un pic straniu și un pic imoral faptul ăsta că, iată, asta e cumva e o situație reală din viață, da, a murit un copil sau asta, dar eu cumva așa mă îndepărtez, e istoria lor. Pot mai, mult mai repede plâng la un film, chiar, decât în așa relație. Am ales calea că să fie mai ușor. Dacă ai ales tu, da, altfel nu ai putea, dacă nu te detașezi puțin emoțional, îți dai seama că n-ai mai putea să continui, pur da. Și simplu să-ți faci datorie. Ai un reportaj pe care visezi să-l faci? Te-ai gândit la așa ceva? Nu știu, un interviu, un reportaj, un subiect despre ceva la care visezi. Uite, ți-ar plăcea să fii acolo și să faci aia. Îmi doresc să cresc și, nu știu, pentru că am colegele mele care pleacă în străinătate la uh-huh. diferite evenimente, uh-huh. nu știu, la Bruxelles, la... Așa. Și ceva, wow, adică e altceva când ești un direct de acolo decât de aici. Cu siguranță. Da. E... Ai toate șansele să crești, să înveți da, și să devii da. Mai bună și cine știe, uite, poate când are loc integrarea noastră în Uniunea Europeană, te vedem da. Pe tine acolo într-un direct. Da. Așteptăm și noi să vedem. Ți-ți urez mult succes, mulțumesc pentru discuție și multe emoții frumoase să ai. Mersi. Vă mulțumesc. Iar ne continuăm. Ochelarii de soare sunt un accesoriu esențial care ne protejează ochii de razele ultraviolete, mai ales în perioada caldă. Totuși, mulți nu știu cum să aleagă corect lentilele. Ce trebuie să cunoaștem despre ochelari? Și-a propus să afle colega noastră Dina Munteanu. Dina, bună seara! Bună seara, Anișoara! Bună seara, dragi telespectatori! Neobișnuit să mă vedeți așa, dar asta e. Am venit să mă pregătesc până în cele mai mici detalii de sezonul estival. Nu știu dacă pentru voi ochelarii este un detaliu minim sau nu, dar pentru mine este foarte important. De aceea am venit să cer sfatul unui specialist referitor la tendințele acestui an, despre ce formă alegem și mai multe o să aflăm împreună, așa că aici alături de mine este Daniela. Daniela, te salut cu drag și ia zi-ne tu mai multe care sunt tendințele acestui an și ce purtăm? Anul acesta purtăm toate formele geometrice, începând de la ochelarii de forme hexagonale, pătrate, rotunde, formele geometrice supradimensionale. Purtăm și ochelarii aviator care rămân consacrați. Purtăm ochelarii din plastic masiv. Purtăm toate culorile în dependență de anotimp și în dependență de culoarea pielii, culoarea părului, despre tendințele ce ține de vestimentație, la fel alegem ochelarii potriviți. Da, și dacă e să vorbim despre forma feței, cum corect îi alegem și hai să alegem ceva și pentru mine, pentru că, vă ziceam, mă pregătesc intensiv. Când alegem o pereche de ochelari după forma feței, vom alege o pereche de ochelari care nu vor repeta forma feței. Pentru o față rotundă vom opta pentru o pereche de ochelari mai pătrați, dreptunghiulari, iar pentru o față mai dreptunghiulară, pentru o pereche mai rotunzi, ca să nu accentuăm anume forma feței. Deci, să alegem o pereche da, de ochelari. Așa. Așa. Putem să începem cu ramele din metal. Care, la fel, sunt în vogă în acest an. Așa, eu o să îndrăznesc, chiar o să-i pun un pic pe ochi, ca să vedem cum se privește. Eu zic că se privește bine, nu? Așa. Din ochelarii supradimensionali avem. Așa, și cum prind foarte frumos aici. Ia să vedem. Hop! Cum e? Cum e? E bine? Un sfat bun pe care este când alegem o pereche de ochelari este să verificăm dacă ei ne sunt comozi, nu ne cad, nu ne strâng, nu ne presează în zona urechilor. În momentul în care privim în jos ca ei să nu ne cadă, să nu ne creeze disconfort și foarte important este cum stau așezați ei pe nas. Mm-hmm. Ca okay. să nu ne preseze, să lasă urme roșii. Altceva? Să încercăm și așa. Cu verde, da? Mm-hmm. Hop. Pic mai complicat, dar... Oh! Cam ciudat! Cum sunt aștia? Cum se pare? Culorile anului acesta sunt diferite de toți anii. Au apărut mai multe culori în tendințe.
Casele de modă se stăruie să aducă noi culori în toate modelele, chiar ceea ce ține și de ramele din metal și la cele din plastic, atât la lentile cât și la forma ramei. Daniela, hai să vorbim acum un pic despre lentile, cum le alegem corect, pentru că este important să ne păstrăm și vederea. E frumos ceea ce avem pe noi, dar sănătatea este mai important, deci să ne spui un pic cum alegem corect. În dependență de activitatea pe care o avem, mai contează și culoarea tenului, dar dacă să vorbim despre sănătatea ochilor, atunci dacă conducem foarte mult timp, o să alegem o pereche de lentile de culoare verde spre gri. Ele au un contrast foarte bun la lumină și în timpul condusului ochii se simt relaxați. Dacă vorbim despre persoanele care au niște vicii de refracție, cum ar fi miopia, ei vor opta pentru culorile maro, care creează un confort și un contrast al luminii foarte bun. În momentul când discutăm cu o persoană care se ocupă cu diferite sporturi, cum ar fi înot, plimbări în aer liber de mult timp, vom opta pentru lentile de culoare violetă. Lentilele de culoare galbenă sunt prezente în mai multe tipuri de ochelari. Noi, la moment, în farmacie nu avem așa ceva. Ele se folosesc pentru vânătoare. Atunci când țintesc ținta pe cerul luminos ca să creeze un contrast de lumină, dar ele sunt interzise și nu sunt recomandate pentru șoferi. Așa. Asta e o chestie mai deosebită, pentru că în foarte multe benzinării se vând ochelari de șofat cu lentila galbenă. Dar când privim un semafor în lentila galbenă, el nu o să ne redeie culoarea semaforului și riscăm să facem un accident sau... Da, Doamne ferește de așa ceva, dar hai să ne spui când este momentul potrivit să purtăm ochelari. Pentru că sunt oamenii care îi poartă toamna, iarna, dar când de obicei purtăm, știu, când este soare, dar ce ochelarii se recomandă pe tot parcursul anului, pentru că ei protejează în primul rând razele ultraviolete. Noi ultraviolet avem pe tot parcursul anului. Pentru fiecare anotimp sunt predestinați diferite tipuri de lentilă și categorii de tonare. Dacă o să vorbim de categoria 2, așa, avem aici, ei sunt recomandați pentru vremea posomorâtă, când nu avem un soare foarte puternic, așa, și atunci când nu iubim să avem culori închise. Dacă e să vorbim de un timp însorit, vom recomanda categoria 3, sunt lentilele de ochelari mai închise, avem și așa, și așa, lentilele cu gradient. Folosim ochelarii de soare de fiecare dată când ne expunem la soare. Foarte mult contează calitatea lentilei pe care o au ochelarii de soare. Ea trebuie să aibă un filtru de ultraviolet între 99 și 100% să absorbă sau să reflecte UV-ul. Așa, am înțeles. Și o ultimă întrebare, pentru că eram curioasă. Cum alegem ochelarii? Din farmacii sau din comerț? Pentru că cumva această întrebare este pentru mai mulți oameni. Alegem ochelarii din magazinele specializate, optici, indiferent farmacii. Ochelarul trebuie să aibă un certificat de calitate pe majoritatea din ei. Nu că pe majoritatea, pe ei toți trebuie să fie indicat sub abreviat. Că sunt... ochelari de soare au tonarea. Trei P reprezintă că mai sunt și polarizați, mai au și un tratament de polarizare. Tratamentul de polarizare este un tratament care se aplică pe lentilă, sub ultimul strat. Ele protejează de lumina de pe asfaltul umed, pe zăpadă, când apar blicurile puternice. Diferența dintre ochelarii contrafăcuți și cei care se produc în farmacie este că ochelarii contrafăcuți au o lentilă tonată, închisă, fără un UV protecție. Automat, atunci când punem o pereche de ochelari întunecați pe fată, pupila noastră se va dilata și riscăm ca ea să absoarbă razele UV, care poate produce arsuri, poate duce chiar la orbire. Așa. Am înțeles. Mie mi-a fost clar, sper că și vouă, cam atât de aici. Deja voi, pregătiți-vă și voi din timp pentru ca să fiți la vară cu ochelari stilați. Atât de aici, Anișoara, ai legătura. Emisiunea noastră se încheie aici. Mâine ne întâlnim cu interpretul Cristian Porcar, care lansează clip cu Cleopatra Stratan.
Așadar, pe mâine la ora 18 o seară perfectă să aveți. La revedere!